Bună, dragii mei, și bine ați venit într-un nou video. Vă spun bună dimineața din Jacksonville, Florida. Jacksonville este un oraș situat în nordul Floridei și de ce mă aflu aici? O să aflați în videoul de astăzi. Sunt cu Ciprian, bineînțeles, nu sunt singură. Suntem super, super entuziasmați pentru că astăzi o să o cunoaștem pe Luna. Cine este Luna? Urmăriți în continuare. Dar haideți să mergem la drum. Aici este camera noastră de hotel, aici am stat. Avem o priveliște foarte frumoasă, avem un lac și multă verdeață. Ne-am trezit, ne-am băut cafeaua, trebuie să găsim un Starbucks și destinația de astăzi, destinația finală, este undeva lângă Greensville, în South Carolina. Bună dimineața! Dacă vă întrebați ce este cu fața mea, nu prea am dormit azi noapte și da, mă aflu într-o altă cameră de hotel, din cameră în hotel, din cameră în hotel, așa o țin. Vineri seara după muncă am plecat spre primul hotel pe care voi l-ați văzut deja în Jacksonville. Din Jacksonville ieri am condus toată ziua pentru că aveam întâlnire cu Luna la 6 după amiaza. Am luat-o pe Luna și am venit, nu prea am filmat pentru că totul este foarte overwhelming. O să vă arăt acum imediat și o să înțelegeți mai bine despre ce este vorba. Însă ieri am luat-o pe Luna și am venit într-un alt hotel. Acum suntem în Augusta, în Georgia și ne îndreptăm acasă. Ne îndreptăm acasă cu noul nostru cățeluș și sunt foarte obosită. Pentru că n-am dormit azi noaptea, plâns în continuu, pentru că am luat-o de lângă frățiorii ei, dar faceți cunoștință cu Luna. Ia uitați ce fluffios avem aici! Uitați ce fluffios avem aici! Și ea știe deja că... Nu știu cum să țin ca să vedeți. Ea știe deja că eu sunt mămica ei și acum este decât obosită. O să o las aici la mine în brațe, că... Îi place tare mult. Cipri este cu mine. Cipri, cum e? Cum a fost prima seară cu Luna? Bine, am dormit un pic mai bine, noroc cu tine. A ajutat, dar... Da. Avem o zi de condus. Până înapoi acasă, apoi... un pic de ajustare pentru Luna să obișnuiască cu casa noastră, care vom fi foarte ok. E deja foarte deșteaptă. A stat în căsuța ei pentru câteva ore azi noapte până s-a trezit probabil și s-a făcut dor de frățiori. Dar suntem foarte entuziasmați, fericiți și... și happy așa că o avem. Da, foarte fericiți că o avem. Suntem norocoși că o avem. Ia uitați cum stă aici. Luna este un cockapoo. Pentru cei ce nu știți, cockapoo este un designer breed. Este o combinație între poodle și cocker spaniol. Tatăl Lunei este poodle de dimensiune mini poodle, așa se numește, iar mama ei este chiar cockapoo. So, Luna este un F1B, right? Așa se numește F1B. So, ce înseamnă asta? Înseamnă că are deja o mamă cockapoo și un poodle pur sânge. Ce mai bună rasă pentru... e alergenic și nu lasă deloc păr.
Asta a fost un foarte important pentru noi, dacă vreau să avem un cățeluș. Da, suntem foarte așa entuziasmați că o avem. Ea este un cocapu de talie mică, sau mini cocapu, așa se numește. E obosită, am scos-o... 8 săptămâni. Are 8 săptămâni, dar probabil că nu am spus asta. Și o să vă povestesc mai multe acasă despre de unde am luat-o. Poate că totuși am pus-o înapoi, dacă... O să vă povestesc mai târziu de unde am luat-o, cum am luat-o și așa mai departe. A primit și iar când am luat-o de la familia care a avut grijă de ea, foster her, așa se zice. Deci nu, ei nu dețineau părinții, dar decât aveau grijă de frățiori și așteptau să-i adopte familiile. O să vă povestesc eu mai pentru plasament, da? O să vă povestesc mai multe. Și Luna a venit cu un bagaj de jucării, de mâncare, are o păturică care are mirosul la frățiorii ei și așa mai departe. Vă las acum, suntem nemâncați, aseară n-am mai mâncat nimica. Azi noapte n-am dormit din cauza că am dus-o pe afară, că plângea, am vrut să o obosesc foarte rău ca să poată să doarmă. A stat un pic în crate, dar nu așa. Crate este acea cușcă mică unde ar trebui să învățăm să doarmă acolo în fiecare seară. A dormit pentru vreo 2 ore, dar apoi m-a început să plângă și n-am știut cum să ne comportăm cu ea. Așa că aseară am făcut ceva ce nu trebuie. Am dormit cu ea în pat. Dar partea bună este că poate să țină toată noaptea, nu face pipi în pat. Familia asta a obișnuit-o bine. Ne e foame, avem nevoie de cafea și avem un drum lung. Câte ore? Tu te uiți să vezi dacă a făcut pipi? N-a făcut, că este o fetiță super drăguță. Câte ore? Super drăguță. Ia uitați cum doarme aici, e leșinată de oboseală. 9:21, deci deja e destul târziu. 9:21? Da. Ai, ai, ai. Bye, guys, trebuie să plecăm. Sper să mă puteți auzi bine. Ne-am oprit un pic cu Luna. Una, ca să ne încărcăm mașina. Și doi, să-i dăm de mâncare Lunei. Avem 2 containere de silicon special făcute pentru călătorie. Într-una îi dăm mâncare și într-una îi dăm apă. A mâncat, a băut. Acum încercăm să o ținem un pic activă ca să poată să doarmă în continuare mașină. A fost fantastică, tot drumul până aici, să conducem deja de câteva ore spre casă și a dormit non-stop. Dacă ieri a dormit numai la mine în brațe, astăzi a dormit la picioarele mele. Avem o păturică, nu știu dacă v-am mai spus, o păturică care miroase a frățiorii ei și i-am pus-o pe aia jos și a dormit acolo fără niciun fel de problemă. Tot timpul își pune capul pe piciorul meu ca să simt așa un pic de... interacțiune cu un alt suflet, dar e amazing și acum a început să capete un pic mai multă încredere în ea, pentru că ieri și azi noapte, la 2 noapte, când am ieșit cu ea afară și plângea, vrea numai să o țin în brațe, dar acum, după cum vedeți, Ciprian este cu ea în lesă și interacționează, îi place să miroasă, se duce în anumite locuri. Cred că se simte deja super confortabilă cu noi. Sper că nu este prea mare gălăgia aici, pentru că chiar suntem pe autostradă, aproape de autostradă. Dar ce vreau să mai explic aseară, faptul că a dormit cu noi în pat. Practic am fost cam, am avut, ne-am întrebat așa, oare ce e mai bine să facem, dar având în vedere că plângea și plângea foarte tare, ne era frică că o să ceilalți oameni cazați în restaurant, în hotel, o să sună la recepție că îi deranjăm. Plus 2, nici noi nu puteam să dormim, pentru că plângea foarte tare și foarte rău. Am lăsat-o să plângă câteva minute, dar nu se oprea și plângea foarte rău, așa că de-aia am decis să o luăm cu noi în pat, ca să putem și noi să dormim, să fim în stare să conducem astăzi, pentru că totuși
conducem o zi întreagă ca să o aducem acasă. Mâine Ciprian este liber și se va ocupa de ea, poate și noaptea asta, noaptea trecută eu am făcut schimbul 1 și am dus-o eu afară, am stat cu ea, am alergat-o la 2 noaptea ca să o obosească și eu am dormit cu ea ca să nu-l deranjez pe Ciprian, că numai Ciprian conduce tot drumul. Așa că, da, de asta am decis să doarmă cu noi în pat. Nu este ceva care ne dorim să facem. Nu vrea să doarmă cu noi în pat, vrem să doarmă în pătuțul ei. Vreau să o obișnuim să fie cât mai independentă. Noi lucrăm de acasă, dar totuși, you know, mai trebuie să te mai duci în anumite locuri și nu vreau să se simtă rău sau să distrugă lucrurile prin casă atunci când o lăsăm singură. Avem mult de lucru cu ea, pentru că nu prea știe mare lucru. Dar cel puțin mă bucură faptul că nu face înăuntru. Deja de când o avem de mai nici măcar nu avem 24 de ore cu ea, dar până acum a făcut numai afară. Cum o duce afară, cum imediat primul lucru își face treburile. Astăzi a reacționat și cu un alt cățeluș, un cățeluș de un an, care era Cavapoo. Cavapoo este o combinație între cavalier și poodle. Și i-a plăcut foarte mult, nu mai a dat așa cu lăbuțele pe față, dacă el era așa de bine educat, nimic nu spunea. Dar hai, să vă mai arăt pe Luna, pentru că ea este actorul principal în acest video. Da, Luna! Tot încercăm să o facem să facă pipi, dar ea miroase și mănâncă iarbă și nu vrem să-i dăm iarbă, pentru că ne-au spus că dacă stă într-o zonă unde au fost și alți câini, poate să ia paraziți și alte lucruri. Tot timpul vine la mine, tot timpul vine la mine, așa? Așa? You're cute? E atât de aproape că nici nu pot să o filmez. You're tired, I know. We want to make you tired. Da. Haideți că am luat-o, guys. Sunt mai în picioarele mele. Nici nu pot să vă arăt. Let's go. A luat de Ciprie. Nu vrea, vrea dacă, ia, dacă vin și eu. Come on. Luna! Tot timpul mai la picioarele mele, pentru că știe că eu o iau în brațe. Nu-i prostă nacă? Nu e prostă nacă! Absolut deloc! Oh. Da, așa cum... Cred că au obosit, deja o alergăm de ceva timp. Numai că așteptăm să facă pipi sau caca, ca să o putem să punem în mașină, să plecăm. Numai la mine vine și uite așa face, numai așa face, numai ca să o iau în brațe. What a baby, what a baby. I know, baby, you are tired, ok. Haideți că o iau puțin în brațe, 5 minute și apoi probabil dacă o las jos o să facă pipi. Ai, 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 ce drăguță și ce mică, haide. O săptămână mai târziu, iată-ne aici, cu Luna în brațe. A fost o săptămână de adaptare, atât pentru noi, cât și pentru Luna. Dar cred că acum Luna se simte foarte, foarte confortabilă cu noi. Deja are coada întotdeauna sus, asta înseamnă că are încredere în ea. Și în prima săptămână deja a învățat foarte, foarte multe lucruri.
O hrănim din mână întotdeauna, asta o să ne ajute pe viitor să nu fie agresivă atunci când îi dăm mâncare sau atunci când îi luăm bolul sau dacă mănâncă ceva care nu trebuie, tot timpul să-i putem să-i punem mâna la gură, să-i scoatem ce mănâncă ceva ce nu trebuie. Doarme în crate, în acea cușculiță a ei. O educăm în sensul ăsta. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest crate, este un lucru foarte normal aici în Statele Unite și se folosește pentru training. În principiu, primul lucru pentru care se folosește crate-ul este pentru a reuși să țină toată noaptea și să nu facă în casă. Dar Luna este foarte jucăușă. Măi, ce faci, măi? Dăm o impresie greșită oamenilor de pe YouTube? Haide să vă arăt un pic și apoi mai continuăm discuția. Cam asta este Luna mea. Este foarte micuță acum. Încă n-am dus-o la veterinar să o cântărim. Avem programare cu ea joia aceasta. Dar s-a adaptat foarte, foarte bine în familie. Dar vă spuneam de crate-ul acesta. Crate-ul se folosește ca să o poți ține într-un spațiu mai mic, câinii nu fac acolo unde dorm și asta o să o ajute pe ea foarte mult în trainingul ei de a nu face în casă. Mă uit acum un pic la ea că... No. Acum trage de pătucul ei și vreau să știe că nu are voie să facă asta. O secundă, mă duc să iau un os. Că i-am dat osul ei. Este un os ce o ține foarte, foarte ocupată. Da, și asta cu crate. În fiecare seară o culcăm acolo. La început a mai mărit, acum nu mai mărie, s-a obișnuit. Crate-ul acesta este bun și pentru atunci când pleci de acasă, să ții câinele acolo, să nu-ți facă stricăciuni și totodată să fie și el în siguranță. Pentru că poate să mânce din cablu și apoi se pot electrocuta sau pot mânca lucruri care nu au voie să le mănânce sau chestii de genul acesta. Dar cum am ajuns la decizia asta de a ne cumpăra un cățel? Ei bine, noi suntem iubitori de animale, întotdeauna am fost iubitori de animale. Însă, înainte de pandemie, lucram foarte mult, lucram de la birou, după aceea mergeam la sală, aveam o viață super activă și nu vroiam să ne luăm un cățel și să-l ținem numai în casă de unul singur, asta ar fi fost un lucru total și total egoist din partea noastră, cel puțin așa gândesc eu. Dar când a început pandemia, după un timp, ne-am simțit așa foarte singuri, parcă ne lipsea ceva și atunci am zis lui Ciprian că ce fain ar fi să avem și noi un cățeluș, pentru că deja muncim de acasă de o grămadă de timp și acum ar fi un moment foarte propice pentru noi să avem un cățeluș, pentru că putem să-l educăm bine, pentru că se obișnuiește cu noi, putem să-i facem tot training-ul pe care vrem să-l facem, vrem să fie un câine foarte, foarte cu minte și foarte ascultător, vrem să învățăm cât mai multe lucruri, tricuri, să ne asculte și să asculte comenzi. Ciprian deja lucrează intens cu chestia asta. Și Ciprian la început era așa, să ne luăm, să nu ne luăm, e o foarte mare responsabilitate, apoi nu o să mai poți să mai ieși așa mult din casă, trebuie să ne planificăm vacanțele. Cam astea erau discuțiile, plus că la momentul când am început noi discuțiile să avem un cățeluș, Ciprian era încă în școală și azi face, tu deja ții toată casa, tu deja te duci la cumpărături singură, deja faci atât de multe lucruri singure, dacă ne luăm acum un cățeluș și eu sunt încă la școală, o să mai pice și cățelușul responsabilitatea ta în top la ce trebuie să faci tu. Dar eu mi-am dorit foarte mult un cățeluș. Și s-a nimerit faptul că, adică a fost și momentul oportun, că Ciprian a terminat facultatea și a luat și responsabilitatea asta de pe cap și acum eram decât eu cu el și eu tot îi spuneam de cățeluș, cățeluș, cățeluș. Și, bineînțeles că Ciprian, dacă a văzut că îmi place și că vreau atât de mult să am un cățel, a început investigațiile, așa cum face el.
prima oară am fost aici într-un puppy store din Statele Unite. Ne-am uitat la câțiva cățeluși și prețurile erau absolut insane. Deci erau atât de mari prețurile, ceva incredibil. Un cățel pornea de la 5.000 de dolari, putea să ajungă și mai mult la 7.000 de dolari. Noi ne-am dorit un cățel de rasă, pentru că am vrut neapărat să fie un câine de talie mică și atunci am zis că cel mai sigur pentru noi este să mergem cu un cățel de rasă care știm exact ce greutate are și era foarte important pentru noi să nu lase păr, deci ne-am îndreptat către o rasă de câine care nu lasă păr, care este hipoalergenică, în caz că o să avem invitați care au problemele să fie alergici la câini și așa mai departe. Și Ciprian, după aceea ne cam lăsasem pe gubaș după ce am văzut prețurile, cu ce prețuri se cumpără un cățel, adică erau prețuri foarte exagerate. Și am început să ne uităm, să căutăm căței în alte state din Statele Unite. Și așa a ajuns Ciprian să descopere acest site pe care eu vi-l recomand cu cea mai mare căldură. Deci dacă sunteți în căutare de cățeluși de rasă, știu cât de greu este. În primul rând că trebuie să ai răbdare, să aștepți o grămadă de timp până când primești acest papi, acest cățeluș. Noi am aplicat pe acest website vara trecută. Da, vara trecută. Acum când filmez este sfârșitul lunii martie și noi anul trecut în vară am făcut aplicația. Faci aplicația, îți dai detalii acolo, faci o mică scrisoare și apoi aștept să vezi dacă o să fie aprobat sau nu. La momentul când ești aprobat, ți se cere un depozit de 300 de dolari. Și ei, din momentul ăla, încep să îți trimită poze, litters se numesc aici, poze cu cățelușii care se nasc. Ce se întâmplă? Acest website, Crockett Doodle se numește, o să las eu și pe ecran dacă sunteți interesați. Ei lucrează cu mai mulți breeder, cu mai mulți crescători de câini, ca să spun așa, care se ocupă, au un business, exact asta fac, împerechează câinii cu alți câini de rasă, ca să fie rasa pură și apoi îi pun spre vânzare. Și tot ne trimiteau câini și nici unul nu era pe placul nostru. Noi eram foarte specifice, vroiam exact culoarea pe care o are Luna și vroiam băiețel și vroiam, la început, aveam de gând să ne luăm, aveam trei rase în cap. Unul era Cava Poo, al doilea era Coca Poo, ceea ce este Luna, și al treilea era Teddy Bear. Recunosc că eu, dacă era să fie câinele ăsta decât al meu, îmi luam Teddy Bear, pentru că Teddy Bear arată cum este Luna acum, dar atunci când este adult. Deci arată ca un fel de ursuleț de pluș. Și Luna o să arate ca un cățeluș de pluș, dar numai că în variantă mai mare. Apoi, cu Cava Poo, ne-am tot uitat noi la poze și la un moment dat am scos-o de pe listă pentru că nouă ne plăceau câinii ăștia exact cu urechiușurile ei așa mai lungi. Și a trebuit să scoatem de pe listă și Teddy Bear pentru că Ciprian a zis că el nu vrea un câine din ăsta mic de care să se împiedice în casă. Vrea un câine un pic mai activ, cu care să alerge, cu care să poată să facă exerciții, nu exerciții sportive, la modul că un câine mai activ. Pentru că și noi suntem oameni activi. Și așa am decis că ok, rămâne Coca Poo. Am trecut în noiembrie, am primit poze. Noi tot primeam poze, dar nu ne alegeam niciun fel de papi, pentru că niciunul nu era pe placul nostru. Iar în noiembrie ne-au trimis câteva poze cu niște un litter care s-a născut, câțiva frățiori și soțioare și surioare și ne-a picat cu Trong un cățeluș superb, absolut superb. Numele lui era, Rigatoni era numele, ne-am îndrăgostit de el, am trimis e-mail că vrem să rezervăm cățelușul. Dar, la momentul respectiv, noi eram în renovarea cu baia mică, pe care probabil că ați văzut videoul. Dacă n-ați văzut videoul, o să-l las linkuit în descripție. Am renovat baia mică de la A la Z. Pur și simplu nu mai arată nimic din ceea ce era odată.
Și ne-am tot gândit noi că vin sărbătorile de iarnă, trebuia mama lui Ciprian să vină la noi, aveam vacanțe plănuite și am zis, unul la mână, avem construcție în casă, doi la mână, avem atât de multe planuri de ieșit afară, ce o să facem noi cu un papi care de-abia o să luăm, nu o să mai... o să ne dea peste cap toate planurile. Și atunci am scris înapoi companiei respective și am zis, ne-am răzgândit, vrem un pic să mai așteptăm, avem niște construcții în casă și nu vreau să aducem un papi în mediul acela. Și apoi, au venit sărbătorile de iarnă, am plecat în vacanță, am venit înapoi și undeva pe la mijlocul lunii ianuarie, undeva pe la sfârșitul. Da, pe la sfârșitul lunii ianuarie, am primit iar un alt litter, iar s-au mai născut niște papis dintr-o familie de oarecare. Și am văzut-o pe Luna. Noi, cum vă spuneam, aveam un gând să ne luăm băiețel. Și ne-a plăcut așa de mult de ea, deci pozele ei și fățuca ei erau ceva de vis, deci pur și simplu e minunat, adică, nu știu, cine poate să-i reziste acestui cățeluș, acestui papi, e superb. Și ne-am tot gândit că am vrea să o rezervăm, dar nu știm că e fată, ne era frică că fetele sunt mai messy, deci când sunt la perioadă, zic ce o să facem, zic nu știu. Și am o doamnă la mine la muncă care mă încurajează de foarte mult timp să ne luăm un cățel, pentru că ea are cățel și ea babysit toți căței la toate persoanele din companie. Și a zis, Alina, dacă mergeți în vacanță, știu că tu ești activă, că voi mergeți în multe locuri, o lăsați la mine fără, o lăsați cățelul la mine fără niciun fel de problemă, eu stau cu ea și știu că asta, că îi place, adică nu a spus asta din obligație. Și am întrebat-o pe ea dacă cum sunt fetițele, zic, cât de messy sunt, cât de murdare sunt atunci când sunt la perioadă. Și a zis, nu, că pot să le castrez cum ar veni. Și atunci nu o să mai ai niciun fel de problemă cu ea. Și în momentul ăla i-am spus lui Ciprian și am zis, uite ce am aflat. Dacă n-am spus, acesta este primul nostru cățel, experiență zero. Ne uităm acum pe YouTube să vedem cum să trăinuim un dog, ce înseamnă, care sunt primii pași și toate cele, pentru că habar nu avem absolut nimic. Bine, într-o săptămână am învățat multe, sunt sigură că mai avem o grămadă de învățat. Dar să revenim la povestea noastră. Și am zis lui Cipri, zic, măi, uite, cu fetițele am aflat că trebuie, dacă le castrăm, și oricum trebuie să o castrăm, pentru că noi am semnat un contract când am cumpărat cățelușul. Am cumpărat cățelușul doar ca să fie animal de companie, nu avem voie să o împerechem. Deci nu avem voie să facem bani, cum ar veni, de pe urma ei. Așadar, oricum trebuia să facem procedeul acesta și am zis, uite, dacă facem asta, perfect, nu o să mai avem niciun fel de probleme. Și numele ei pe site nu era Luna, noi am ales numele Luna, numele ei era Fettuccini. Și ținând cont de faptul că în noiembrie noi vrea să luăm pe acele rigatoni și acum numele ei era Fettuccini, am zis că s-a născut un alt litter, alți bebeluși din aceeași familie, că de-aia îi numește pe toți cu nume de paste italienești. Și am zis, gata, nu mai ești ceva, a făcut un litter în noiembrie, a făcut acum, cu toate că nu cred că era același papi, dar noi v-am zis, abar nu avem, pentru că n-am avut niciodată un papi și n-avem experiență, cred că sunt alți părinți, numai că cei de pe website le dau nume de genul acesta. Și am pus, nu aveam așteptări foarte mari, pentru că știam că sunt mulți, mulți, mulți oameni care vor să rezerve un cățeluș. Dar noi, pentru că aplicasem vara trecută și aveam, cred că am avut întâietate și apoi o zi mai târziu prin e-mail de la ei că am obținut cățelușul. Oh my God, atât de tare ne-am bucurat! Deci nu ne venea să credem că noi am obținut-o pe Luna. Fettuccini, dar noi între timp ne tot gândeam ce nume să-i dăm și am venit cu numele ăsta frumos, Luna. De fapt a fost ideea lui Ciprian, am avut multe nume în gând, dar până la urmă am decis Luna. Și acum Luna era undeva în South Carolina, în statul South Carolina. Aveam de mers foarte multe ore. Așa că și nu puteam să, dacă era un câine de talie mai mare, puteau să ni-l
să ne le aducă cu avionul și noi să mergem la aeroport să o ridicăm. Dar pentru că ea este o rasă din asta micuță, petit, nu crește foarte mare, atunci posibilitatea asta nu exista pentru că era foarte... Nu cred că rezista pe avion. Așa că ar trebui să conducem până în South Carolina să o ridicăm. Ați văzut voi mai devreme câteva imagini pe care am putut să le filmăm. Totul a fost foarte overwhelming pentru noi. Îmi pare rău că n-am filmat mai multe, dar în același timp am fost foarte băgați în moment. Deci ne-am bucurat de moment, am vrut să absorbim momentul ăla. Și a fost un moment foarte plăcut. Ne-am dus la această familie în South Carolina care o avea pe ea și toți frățiorii ei. Așa cum spuneam și mai devreme, această familie nu este familia care deține unul din părinți sau părinții. Familia asta lucrează cu acest website, cu Crackle Doodle, și îi pregătește pe pui pentru adopție. Îi pune pe mâncare de căței, numai sub la mamă, îi învață să doarmă în acest crate. Le creează un program și așa mai departe. Și apoi noi am bătut la ușă la adresa pe care o aveam. Domnul acesta avea o casă absolut superbă, iar în fața casei avea un oficiu, un office. Și ne-a văzut că venim și pe urmă ne-a așteptat la ușă. Când ne-a deschis ușa și ne-a invitat înăuntru, o avea pe Luna în brațe. Așa, când am văzut-o, pur și simplu mi-au dat lacrimele, pentru că era superbă. Adică și acum este superbă, dar era... și mi-a dat așa în brațe, început să tremure puțin. Nu știu dacă mi-a simțit mie emoțiile, pentru că este foarte sociabilă. Când se duce la cineva, moare de fericire, nu mai știe ce să mai facă. Dar la mine a tremurat așa puțin, pe urmă l-a luat-o și Ciprian în brațe, la Ciprian s-a liniștit. Urmă, noi cu domnul acesta i-am pus tot felul de întrebări, ne-a spus despre ea, ce vaccinuri are, când trebuie să o ducem la doctor, cât mănâncă, are un chip inserat deja sub blăniță, astfel dacă o pierdem să o putem monitoriza pe GPS. Ne-a dat instrucțiuni, ne-a zis cum doarme, care este programul ei și așa mai departe. Și pe urmă, bineînțeles, a trebuit să și plătim pentru ea și apoi ne-a dat lesă, ne-a dat zgardă, ne-a dat o jucărie din asta pentru ea. Ce ne-a mai dat? Ne-a dat și mâncarea care o mânca ea acolo, ca să putem să o amestecăm cu mâncarea care o cumpărasem noi. Ne-au recomandat un tip de mâncare care este un tip de mâncare mai sănătos. O să-l las undeva pe ecran dacă vreți și voi să dați cățelușilor voștri același lucru. Dacă îi dăm această mâncare, mâncarea se numește TLC, așa se numește brandul, se comandă numai online, nu există în magazine și am citit ingredientele, sunt numai ingrediente foarte bune. Avem garanție la papi, la Luna, 3 ani de zile, așa că am zis că să mergem pe planul ăsta a lor. Oricum, la când ne pricepem noi despre mâncare de câini, nu știm nimica, știm că cu cât sunt branduri mai mari, cu atât sunt mai nesănătoase pentru câini și normal că nu vrem să-i dăm asta a câinelui nostru, vrem să-i dăm exact tot ceea ce este mai bun. Doarme la piciorul meu tot timpul, doarme lângă picioarele noastre ca să fim siguri că noi nu plecăm nicăieri. Da. Și apoi când am luat-o pe Luna, am luat-o în mașină, eram așa, nici nu știam ce să facem cu ea, am ținut-o tot timpul așa în brațe. În prima seară ea a dormit tot timpul și am ajuns la hotel, ne făcuse rezervare la hotel să dormim cu ea. Ne-am luat un hotel pet friendly, un hotel care acceptă animale de companie, însă ce nu am știut noi e că trebuia să sunăm înainte la hotel să rezervăm o cameră destinată pentru noi și pentru animale. Noi nu am făcut asta pentru că, bineînțeles, experiență zero. Așa că Ciprian a trebuit să cocheteze cu doamna de la recepție pentru că nu mai aveau câini, nu mai aveau camere speciale unde să acomodeze și câini, pe noi și pe câine. Și Ciprian a zis, nu, că uite că doarme în crate, aveam un crate din ăsta mic de călătorie cu noi, că o să doarmă acolo toată noaptea, că vă rog, că e târziu, că de-abia am cumpărat papiul ăsta. Până la urmă, Ciprian i-a dat și ceva și a convins-o pe această doamnă de la recepție să ne lasă să stăm înăuntru.
E, prima noapte, ați văzut voi din video, n-a fost o noapte foarte bună. Am pus-o acolo în crate și nu a intrat de bunăvoie, bineînțeles, că până la urmă am băgat-o acolo și a plâns pentru vreo 2 minute, așa mai mult. Și apoi a adormit și noi gândeam noi că vai ce bine am făcut, că iau o să doarmă toată noaptea, că și ne spusese domnul respectiv că doarme toată noaptea. S-a trezit la 2 noaptea, a început să urle, pur și simplu să urle, deci un plâns din ăla. Nu, nici nu pe noi nu ne cunoștea, eram într-o cameră de hotel, ea era în crate-ul ăla, nu simțea frățiorie, era foarte ciudat. Am luat-o afară, că am zis că o să o calmez, afară nici pe jos nu puteam să o pun, cum o puneam pe jos, cum și începea să alerg, alerga după mine, dar nu era era un alergat de disperare, pentru că ea credea că o să părăsesc sau ceva de genul ăsta, trebuia tot timpul să o iau cu mine. Eram în camera de hotel, iar am încercat să o bag în crate. Noi trebuia să o punem în crate, pentru că ea putea să facă pipi pe jos, deci nu puteam să dormim cu ea, nu știu, să o lăsăm prin camera de hotel. Și oricum n-am fi lăsată, pentru că nu poți să dormi și să lași un câine mic, un bebeluș nesupravegheat. Iar am dus-o afară, am alergat-o, ea a alergat după mine repede, că era frică tot așa să mă părăsesc. Și pe urmă, când am venit, am încercat iar să o pun în crate, iar a început să plângă. Ne era frică că o să deranjăm ceilalți oaspeți din hotel și o să ne facă complaint. Și acum, Ciprian, tocmai ce vorbise cu tantia de la recepție și zise că o să doarmă în crate și că o să fie cu minte, Ciprian nu putea să doarmă, aveam un drum de condus a doua zi de vreo 12 ore cu opririle pentru Luna, opririle de încărcare a mașinii și așa mai departe. Așa că, până la urmă, așa cum ați văzut, am culcat-o în pat cu noi. Am dormit toată noaptea, am făcut doar o cazemată între mine și Ciprian ca ea să aibă un spațiu foarte strâmt. Bineînțeles că i-am pus paduri de sub, n-a făcut pipi absolut deloc, dar a fost o noapte absolut chinuitoare. Apoi am venit cu ea acasă, ne era frică, nu știam, zic, oh my god, o să repetăm toată chestia asta. Ciprian acum a zis că acasă la noi, că o să stea el cu ea noaptea și că pe mine mă lasă să dorm. Că eu nu dormisem cu noapte înainte. Dar Ciprian cumva a putut să o bage în crate și a ținut-o așa față în față, el în pat și ea la același nivel pe o măsuță și să-i simtă respirația și ce credeți, guys? A dormit toată noaptea. Toată noaptea. Nu, și de acolo au început luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă a fost ieri, astăzi este duminică când filmez, avem o săptămână cu Luna. A făcut progrese extraordinar de mari. Știe să facă sit, să stea când îi dăm de mâncare. V-am spus că îi dăm mâncare numai din mână. Doarme în crate, nu mai face gălăgie. Face achiței de vreo 2-3 ore, așa, dar pe urmă se obișnuiește. Ne mușca. Oh my god, la început ne mușca de picioare. Nu ne puteam mișca prin bucătărie, că i-am făcut bucătăria spațiului, i-am închis la bucătărie aici cu un cărtulesc ca să nu poată să treacă în cealaltă parte a casei, aici este domeniul ei, unde are mâncarea, unde are apa, aici o mai ținem în timpul zilei, nu prea o ținem mult de singură, pentru că plânge după noi, dar o trăinuim. Pe zi ce trece, cum vă spuneam, învățăm chestii, v-am spus că a început să ne muște, am învățat ce trebuie să facem acum să nu ne mai muște, sau practic dacă ne mușcăm. Acum am învățat, înainte ne capsa bine. Acum și dacă ne mușcă, ne mușcă foarte, foarte încet. Țipăm la ea, nu țipăm, spunem auci, dar așa tare, așa trebuie să zică, știe. Și apoi ne întoarcem cu spatele la ea. Și dacă ea este super hyper, așa, cu foarte multă energie, atunci plecăm din cameră un minut și când vine înapoi, ea își dă seama că nu s-a jucat frumos. Și vreau să zic că vreo 2 zile am repetat chestia asta, deja nu mai ne mușcă, se joacă numai cu jucăriile, nu știu, e absolut, absolut fantastică. Da! Sunt sigură că o să mai vedeți pe Luna. Îmi pare rău că nu v-am arătat acum foarte, foarte mult, însă se ține foarte mult după mine și se bag în cameră și mi-este foarte greu să vă arăt. Încă stătea, v-am zis că stătea la picioarele mele, îmi place așa să o iau foarte mult când este adormită. Nu comentează absolut nimica, dar uitați-vă cât de mică și cât de drăguță este.
Da, cine-i drăguța noastră? Da, cam acesta a fost videoul. Sper să o iubiți și voi pe Luna așa de mult cât o iubim noi. Deci nu mai... Ne-a luat suflet. Pur și simplu... Deci, oh, cât de drăguță e! Ia să vă arăt așa mai de aproape. Da, deci nu știu. Și ne ocupă tot timpul. Nu mai facem absolut nimica. Tot timpul ne-l dedicăm ei. Și... Da, ia uitați ce iepurași drăguțe avem. Aici este ca un fel de teddy bear. Oh, dragostea mea. Da, cam atât a fost videoul de astăzi, guys. Cum spuneam, sunt sigură că o să mai vedeți pe Luna de aici înainte de foarte multe ori. Eu vă pup și ne vedem în videoul următor. Pa, pa!